Joi, în Comuna Vastreană Bogdănești a avut loc o acțiune de plantare a puieților de plop și nuc, acțiune în parteneriat cu Unitatea Teritorială Administrativă Bogdănești și Consiliul Județean Vaslui. Cei peste 750 de puieți vor fi plantați pe drumul județean 245D, Coroiata, Unțești, Ulea, Bogdănești. La eveniment, participând, pe lângă primarul comunei Ion Dorobanțu și vicepreședintele Consiliului Județean Ciprian Trifan, preotul, angajații primăriei, dar și beneficiar ai legii 416. Domn primar, încotro vă îndreptați? La plantat de pom. Bine ați venit. Echipa mare e în față. O acțiune amplă a Consiliului Județean împreună cu cei de la Lucrări, Drumuri și Poduri și cu ajutorul tuturor colegilor noștri primari, cărora le mulțumesc pe această cale. Anul acesta inedit este că punem și nuc pe lângă plopi și alte specii și sper eu ca să avem grijă de ei, să-i udăm și să ajungem să dea roade. În acest an punem cam 5.000 de puieți de plop și în jur de 2.000-2.500 de nuc la Burgeni, la Bogdănești, la Șuletea, acolo unde colegii au solicitat nuc și și-au pus la dispoziție atât forța de muncă cât și în continuare grija vis-a-vis de această specie. Eu mulțumesc domnului primar, mulțumesc Consiliului Local, sunt oameni de nădejde, oameni care fac administrația așa cum trebuie făcută administrația și uitați că colaborarea și coordonarea Consiliului Județean împreună cu unitățile administrativ-teritoriale dă roade chiar și pe drumurile județene aici la plantat de copaci, la plantat de viață. Într-adevăr, spuneați dumneavoastră o zi cu soare, așa un soare care se lasă așteptat, dar este un început de primăvară. Ca de fiecare dată, domnul vicepreședinte Trifan transparent, neanunțat și, bineînțeles, am dat curs acestei inițiative în cadrul, nu neapărat proiectul, unei acțiuni de împădurire. Am denumit-o noi generic Fii Om, plantează un pom, dar și ocrotește-l, pentru că trebuie să spunem lucrurilor pe nume. În general, în România, ca să spun așa, mai sunt și oameni care trebuie conștientizați și fac încă un apel. Omule bun, ocrotește, pentru că pe viitor poate copilul tău, poate nepoții tăi vor mânca, nu, de ce nu, o nucă, vor sta la umbra unui plop. Mulțumesc încă o dată deci Consiliului Județean, care nu ne-a prioritizat, dar ne-a ajutat să achiziționăm și puiet de nuc. Avem aproximativ 700-750 și ce sunt bucuros, am dat curs ca să mă exprim așa idilic, nu avem pomi, câți oameni sunt dornici să planteze. De sincer, nu am cuvinte să mulțumesc, ați văzut, au venit și colegii din primărie, chiar ne-au rugat, au rămas 2-3 funcționari pentru lucru cu publicul și am venit aici, cât și voluntar, de ce nu voluntar, și acțiunea decurge foarte bine. Ați văzut, avem și vehicule rustice, o șaretă, două căruțe cu cai. Și vă mulțumesc că sunteți prezenți și mulțumesc și domnului vicepreședinte, de fiecare dată dă importanță și comunității noastre ca și altora. Vă mulțumesc! Am început de la dimineață, de la ora 8:30, pe drumul județean, venind înspre centrul comunei, cu ajutorul domnilor colegi din cadrul primăriei și cu oamenii de la 416. Am plantat cam circa 250-280 de puieți după numărul meu, dintr-un total de 700. Am avut un mare ajutor din partea, am
achiziționat o motofreză care a mers foarte bine și ne-am scutit foarte mult ca să nu mai facem munca manuală cu hârlețul. Cu freza, cu vitanja. Deci pe total totul a trecut foarte, foarte bine și foarte, suntem foarte mulțumiți. Sperăm să, cu ajutorul bunului Dumnezeu și cu ajutorul oamenilor, să-i păstreze, să prindă. Oamenii să-i păstreze, așa cum ne-am chinuit noi de i-am pus, ei să-i păstreze, că ăștia să pună odată și rămân pe viață. Am reușit chestia asta după 22 de ani, să punem, când anul 2000 s-au tăiat. Și noi acum după 22 de ani vrem să i-am replantat și vrem să se păstreze cât a vrea bunul Dumnezeu și sper să se păstreze până mulți, mulți ani de aici încolo. Acțiunea de plantare a puieților a fost denumită Fii om, sădește un pom și ocrotește-l.